plăcere mare, seara trecută, la un restaurant din Constanța, a venit și rândul artiștilor de muzică populară și nu numai, care au muncit în noaptea de Revelion să se distreze și să celebreze intrarea în noul an. Este seara noastră, seara artiștilor, seara muzicanților, cameramanilor, fotografilor, ospătarilor. Noi am chemat toți oamenii, toți cei care lucrează în domeniul evenimente să ne distrăm. Noi am sărbat Revelion oficial prin muncă și acum o să cântăm, dar mai mult la plăcere, o să ne distrăm, o să bem. O să fie o seară frumoasă, să știți că este primul Revelion care s-a organizat în Dobrogea, mai de 5 stele. Și vrem să formăm o tradiție din asta. Ne-au venit artiști din toată țara, să știți. Voi fi eu cu Taraful, avem formația Pindu, Cornelia Rednic, Paul Stângă, marele Paul Stângă, acordeonistul, împreună cu Andreas, cu băiatul lui, Nicușor Iordan, Cornel Cojocaru, Marcela Fota, Cristina Spătar, suntem o grămadă de artiști. Ne bucurăm astăzi să răspundem afirmativ invitației bunului meu prieten Marian Cosma, aici la Revelionul Artiștilor din Dobrogea, dar nu doar din Dobrogea, pentru că am întâlnit colegi minunați de prin toată țărișoara. Slavă Domnului, un an binecuvântat, cu bucurii, cu încercări, cu cântări, cu petreceri, cu spectacole și așa mai departe. Noi am fost într-un concert în frumosul oraș Focșani, apoi am avut de cântat în București și apoi la Alexandria. Eu sunt dintr-o zonă din Oltenia, din Craiova, și la noi oltenii se distrează adevărat. Ca și la dumneavoastră aici, ia uitați ce frumos se distrează. Din punctul meu de vedere, noaptea de Revelion, noi mai mult muncim, ne simțim bine să muncim și asta e cea mai mare satisfacție noastră. Alergăm foarte mult, sunt multe spectacole, ne bucurăm că este de treabă și sperăm ca bunul Dumnezeu să ne țină sănătoși, să fim cât mai aproape de publicul nostru, cât mai aproape de dumneavoastră. Petrecerea a avut toate ingredientele unui revelion adevărat. Invitați de seamă, muzică live, de petrecere, șampanie, tort, dar și un meniu special creat pentru ei. Peste 300 de artiști de pe meleaguri dobrogene au participat la o mega petrecere. Încercăm să implementăm un nou concept în Dobrogea de revelionul, care se numește Revelionul Artiștilor. Sperăm să devină o tradiție și an de an să umplem sufletele celor care ne calcă pragul cu tot ce avem noi mai bun. Preparat, așa cum facem întotdeauna, bucate dintre cele mai alese. Avem și tradiționalul proțap românesc cu berbeci, cu carne de porc, lipsitul pește care se servește la masa dintre ani ca să ne meargă bine, așa precum peștele prin apă, și băutură aleasă. Organizatorii promit o nouă ediție de succes în compania artiștilor consacrați.